Peste 2600 de clădiri din România riscă să se prăbușească la următorul cutremur cu magnitudinea celui înregistrat în 1977. Asta ar însemna că peste 6000 de oameni și-ar pierde viața, iar alți 16000 ar putea fi grav răniți dacă problema clădirilor cu risc seismic nu va fi soluționată. La împlinirea a 47 de ani de la cutremurul din 1977, care a distrus peste 30 de clădiri din capitală, Biblioteca Academiei Române a găzduit astăzi o sesiune de dezbateri legată de protecția și consolidarea construcțiilor din țară. Reprezentanții Curții de Conturi a României, numeroși experți în domeniul construcțiilor și al ingineriei, dar și profesori de la Universitatea Tehnică de Construcții, au dezbătut astăzi problema clădirilor cu risc seismic, dar și cea a reacției în caz de cutremur. Dezbaterea a avut loc la Biblioteca Academiei Române. Vreau să vă arătăm aici problema expertizelor. Deci s-au făcut în perioada aceea vreo 110 expertize, au mai continuat, s-a ajuns că în București sunt vreo 200 de clădiri, clasa 1 de risc seismic, și aici am ținut neapărat să precizăm ca să înțeleagă toată lumea și mai ales oamenii politici. Cum se calculează la seism o clădire? Din forța verticală să iau un procent pentru a pune niște forțe orizontale. Eu propun aici și sper să am acceptul colegilor, corpul tehnic, ingineri, Comisia de Inginerie Seismic, direcția, dacă mai aveți, nu știu, direcție de protecție seismică în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, dacă mai există, sub coordonarea ei cu specialiști în domeniul betoanelor, să facem 2-3 întâlniri și să stabilim, domne, cam care ar fi nivelul de protecție ca clădirile să se prăbușească. Nu să le fac cazemate, că nu se poate cum. Și să propun această limitare guvernului și parlamentului țării. Până în prezent, experții din cadrul Curții de Conturi a României au întocmit un raport al gradului de risc seismic al principalelor instituții din capitală, în urma căruia au fost oferite recomandări de soluționare a problemelor. S-au identificat peste 200 de deficiențe, neconformități. Raportul s-a finalizat prin formularea și transmiterea spre implementarea acestor instituțiilor a peste 160 de recomandări. Anul trecut s-a făcut o reverificare la aceste instituții. Am constatat că o parte din recomandări s-au implementat, s-au remediat o parte din deficiențele. E drept că sunt măsuri de elaborare, planuri de acțiuni, de elaborare proceduri, de elaborare strategii, pregătiri personalului și mai puțin pe această zonă pe care a prezentat-o domnul profesor, al inventarierii construcțiilor cu risc major de seism. Dintre clădirile cu risc seismic din România, 2400 se află în capitală. Specialiștii spun însă că cifra reală este mult mai mare. Există Programul Național de Investiții pentru Consolidarea Spitalelor Mihai Cantacuzino și Programul Național de Expertizare a Clădirilor Publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ aprobat prin OUG 49/2023. Ca alocare bugetară, pentru toate programele naționale finanțate din bugetul de stat, se ridică la circa 5 miliarde de lei pentru o perioadă de 3 ani. S-a intervenit cu acest nivel intermediar de evaluare vizuală rapidă, care nu înlocuiește expertiza tehnică, nu vrea să fie o expertiză tehnică, ci pur și simplu permite o ierarhizare a clădirilor pe sectoare, educație, sănătate, rezidențial și așa mai departe, și pe baza acestei ierarhizări să se prioritizeze lucrările. Până nu avem această informație pe evaluarea vizuală rapidă, nu știm care e mărimea problemei. În strategia națională am făcut o socoteală și am zis ar fi vorba undeva la 15 miliarde de euro ca să punem în siguranță clădirile din România. A constatat că și betonul bătrânește la atacat și noi. Cam după 60-70 de ani, o ia și el la vale și foarte repede. Această bătrânire se numește carbonatare, care este un fenomen foarte puțin cunoscut. Ar trebui să știe cât mai mulți dintre incineri și cât mai ales dintre cei care sunt factori de decizie. Prin faptul că dacă mai așteptăm, toate construcțiile vor intra în clasă de seismic 1. Deci atunci ce facem? Foarte complicat să mergi mai departe. Ce spunea domnul rector,
perfectă dreptate și aș vrea să susținem asta, ideea aceasta o avem și noi, să nu mai consolidăm, să demolăm sau să înlocuim, o expresie mult mai frumoasă, dar asta e adevărat, să demolăm. Să demolăm, să facem altele, ca să fie noi, acum, construcții noi, da? Care să aibă perioada aceea de medie de garantare, deci de 50 de ani. Că oricare le luăm, orice spital, luăm acum din România sau, eu știu, 90% în spitale, toate au depășit durata de funcționare. Și atunci ce fac? Consolidez o chestie stricată, nu? Mai bine fac o altă construcție nouă, demolesc pe asta și fac alta. Dezbaterea a fost organizată la inițiativa reprezentanților Bibliotecii Academiei Române.